Bine vă regăsesc, dragii mei, pe șlaitalarea voastră pentru luna noiembrie 2024, o lună care se anunță a fi plină de schimbări, dar mai ales transformări în planul personal, profesional, carieră și bani. Ceea ce este, zic eu, foarte important în această lună este eliminarea multor blocaje pe bandă rulantă. În unele cazuri se elimină chiar anumite blocaje de care vă este cel mai teamă, mai ales din punct de vedere relațional și financiar, poate și sănătate. În această etalare vă întâmpin cu informații, sper eu, interesante, la fel sper că pozitive, personale, la o situație care vă macină. O să avem în interiorul acestei etalări și un exercițiu care vă ajută să vă eliminați niște blocaje chiar în timpul etalării spontan sau imediat după ce vizionați această etalare și de luna viitoare să fiți din nou pe val. O să încep acum etalarea prin a vă prezenta un mesaj primit cu ajutorul sau prin intermediul minunatului arhanghel era Mihai Gabriel, pentru voi pești în luna noiembrie. Vă așteaptă din partea minunatului arhanghel Gabriel un mesaj călăuză, mesaj călăuzitor. Poate unul, poate două, o să vedem despre ce este vorba. Pești, luna noiembrie, minunatul arhanghel Gabriel oferă acest mesaj cu mărinimie pentru peștișori. Sună cam așa. O nouă energie, un nou portal se deschide pentru voi, dragii mei pești. Te afli într-o etapă importantă a vieții. O nouă energie își găsește sălașul în ființa ta și te va îndruma astfel încât să poți deveni mai receptiv la numeroasele posibilități benefice care vor apărea în curând. Fii, deci, pregătit! Energia generală, însă, a lunii noiembrie gravitează în jurul unui rezultat care te așteaptă, un rezultat pozitiv din care toată lumea, dar absolut toată lumea, va avea de câștigat. Oricați la pace cu cineva cu care te-ai certat. Poate să fie vorba despre un compromis, poate să fie vorba despre o călătorie cu succes, poate să fie vorba despre ceva ce ți-ai dorit și se rezolvă prin faptul că bateți palma, poate să fie o negociere, poate să fie o colaborare fructuoasă în ceea ce privește partea aceasta financiară, rezultate foarte benefice din punct de vedere al banilor. Obțineți suma dorită, aveți îngerul belșugului în această lună, în etalarea voastră, așa că primiți banii de care aveți nevoie pentru a vă îndeplini un vis, pentru a vă cumpăra o locuință, pentru a vă muta într-o locuință, într-o casă nouă, pentru a renova casa, pentru a cumpăra o casă la țară, pentru a vă cumpăra vacanța dorită, automobilul personal, bicicleta copilului sau a voastră, sau să vă faceți pur și simplu o plăcere. Continuând energia acestei etalări, să avem clarificări vis-a-vis de acest rezultat cu câștiguri, de ce nu? Câștiguri financiare care echilibrează balanța, balanța financiară. Bineînțeles, sunteți chiar voi în echilibru, s-ar putea să intrați în contact cu persoane din zodia Scorpion, pești, rac, balanță, există posibilitatea să obțineți chiar un job într-o companie multinațională, corporate, saloane de frumusețe, saloane de manicură, pedicură, coafiură, masaj, tot ce are legătură cu frumos, arta frumosului, arta fotografică, artiști, actori, în sfârșit. Este o lună plină, încărcată de, plină, virgulă, încărcată de emoții. O lună care își face apariția chiar, o energie masculină, foarte calmă, foarte împăciuitoare, foarte prietenoasă, foarte empatică. Acest bărbat, să știți că
Este un om foarte înțelept, tolerant, diplomatic, echilibrat. Fermecător. Ei bine, peștii au șanse foarte, foarte mari să se afle într-o relație foarte frumoasă cu această persoană devotată. Este o persoană care se orientează pe familie. Este o energie matură masculină. Atenție pentru persoane mature. Foarte generoasă. O relație la distanță. Această persoană o să vă arate normalitatea în iubire pentru că vine după un eșec emoțional al vostru, după o separare sau după un divorț, astfel încât să se încheie o etapă, că spuneam că în luna noiembrie există și lună nouă în Scorpion, care se formează pe 1 noiembrie. Prin urmare, și așa deci, există noi începuturi la toate nivelele, la nivelul însă la voi, un început este în ceea ce privește planul acesta afectiv relațional. Ceva se sfârșește, universul vă oferă o altă relație. O relație se sfârșește, vă oferă altă relație. O mutare dintr-o relație în alta, dintr-o casă în alta, de asemenea dintr-un loc în altul. O să depășiți anumite probleme, unele chiar se rezolvă în instanță, că tot vorbeam de un rezultat din care până la urmă asta este, toată lumea are de câștigat. Niște disfuncționalități de ordin karmic, lipsă de onestitate, minciună, corupție, de asemenea, ceva probleme contabile. Cineva nu a fost onest, nu a fost cinstit și atunci s-a băgat, doamne, ar fi putut să sustragă, hai să spunem așa, un dosar, o sumă de bani, să vă pună bețe noate pe la serviciu, să vă evite, de ce nu dacă vorbim despre relații, dar vi se face dreptate. Vouă. O perioadă încărcată de nostalgie, să știți. De-adevăr, sunt destul de multe coborâșuri, dar ca să vedeți lumina, o să trebuiască să treceți printr-un tuneric. De asta spuneam că există niște conflicte de ordin emoțional mai mult. La voi, eu pentru luna noiembrie, văd că cred că energia se duce în partea aceasta de emotivitate, sensibilitate, divorțuri, separări, minciuni, secrete. Parcă vă pare rău de faptul că anumite persoane nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor voastre. Puteți să reluați niște discuții. Cred că sunt niște discuții care o să vă lămurească în foarte multe privințe. Posibil să aflați niște adevăruri despre niște colegi, despre niște parteneri prin intermediul altor colegi. Să aflați că cât s-a putut ați fost îndepărtați sau îndepărtate din servicii sau ați fost mințite astfel încât voi să vă reorientați. Adică este posibilitatea ca anumiți pești să se mute la alt serviciu fiind canalizați către asta. Adică să fie persoane care probabil să vă spună, dar du-te acolo că e mai bine, e mai, o să ai, o să dregi, o să faci, o să fii bine văzut, aici n-ai ce să faci. Pentru că a vrut să vi se ia locul. E la genul acesta. The devil! Cineva a acționat toxic, vedeți, împotriva voastră. Pe de altă parte, această carte vorbește și despre niște excese, tentații,
mincinoase, invidie, lăcomie, frici. Vedeți? Nimic nu este întâmplător și totul se leagă absolut minunat. Există o persoană care are senzația că deține controlul și asupra vieții voastre, o persoană care și în relație, de exemplu, poate să fie acea persoană de care scăpați cu ajutorul instanței de judecată. Dar nimic rău, pentru că asta vă propulsează către acea relație foarte drăguță cu acea persoană care o să vă arate normalitatea în iubire. Eu acolo vreau să ajung, că este o carte foarte frumoasă. Este posibil să scăpați destul de greu de această persoană și ar fi bine totuși să țineți în secret, bine, propria voință vă aparține, liberul arbitru vă aparține, dacă ați putea să țineți în secret această nouă relație, pentru că persoana aceasta realmente vă poate împiedica să aveți acea relație sau este tentată să își bage coada, știți, în relația aceasta, să vă pună beți în roate, să vă întârzie separarea, să vă întârzie divorțul și așa mai departe. Posibil să vă simțiți ca într-o capcană, știți, să nu vedeți lumița de la capătul tunelului din cauza lipsei de împlinire în viața voastră, sau puteți să vă simțiți într-un blocaj material. Dar avem aici acest pachet de cărți care o să ne spună cam cum să putem elibera sau să topim acest blocaj din punct de vedere material. Posibil să aibă legătură cu un proces de partaj, posibil să aibă legătură cu stabilirea unei custodii, pensie alimentară, niște datorii pe care nu vrea să și le onoreze vis-a-vis de voi. Deci o persoană extrem de malițioasă, să știți, care încearcă să vă pună bețe în roate acolo unde este și unde poate și unde este cazul. Capricorn, pești, rac, taur și fecioară, poate aceste semne zodiacale, această persoană face parte din aceste semne zodiacale. Însă, până la urmă, cum să vă spun, există această nouă energie și există acel rezultat. Până la urmă, se liniștesc apele dacă și numai dacă voi apăreți cumva singur sau singură. Pentru că dacă se află cumva că cineva vă ajută sau cineva vă furnizează idei, cineva este realmente un ajutor, persoana aceasta ia foc și încearcă pe cât posibil să încetinească tot ce înseamnă și tot ce ține de reușitele voastre, de evoluțiile voastre. Este o persoană care chiar ar putea să vină la serviciul vostru, să vă vorbească de rău sau să vorbească de rău pe la colegi și tot felul de situații inutile, situații malițioase. Da. Există, că tot mă gândeam la această întâlnire, am zis, există și posibilitatea să nu știți că umblă cu lucruri necurate, cu făfârlica, cu eu mai știu eu ce, pe unde, să vă facă rău pur și simplu de amorul artei. Haideți să vedem ce ascunde această persoană toxică, malițioasă. Poate să fie un ex, poate să fie o ex, poate să fie un fost coleg, poate să fie o persoană care și-a făcut un scop din a vă face nefăcute. Însă, v-am zis, vă așteaptă un rezultat din care până la urmă toată lumea va avea de câștigat. Haideți să vedem ce se ascunde în spatele acestei persoane toxice în viața voastră. Păi, ce să se ascundă? Ce ar putea să se ascundă? Probabil că are și niște fetișuri aici. Da, vă urmărește, să știți. Vrea neapărat să știe dacă sunteți sau veți fi cu cineva în viitorul apropiat. Asta urmărește, obiectivul vieții sale va fi să vă urmărească pe voi, dacă aveți pe altcineva, ca să știe
cum să plănuiască aceste situații malițioase, diabolice, să spunem așa. Este o persoană cu foarte multe adicții. Una dintre adicții, bineînțeles, este și are legătură cu, nu pot să zic în gura mare, că nu mi se mai urcă pe canal videoul. Ei bine, dragii mei, în secundele următoare am să vă spun cam despre ce este vorba, în ceea ce vreau să fac, să facem împreună, de fapt, să dizolvăm, dacă se poate, un anume blocaj. Văd că ar putea să fie de ordin material. O să vedem despre ce este vorba. O să procedăm în felul următor. Am să extrag din acest pachet de cărți de oracol, am să extrag un mesaj, întrebare. Pentru că la un moment dat toată lumea probabil că și-a pus o anumită întrebare, la care ori nu a primit răspuns, ori nu există posibilitatea să nu să fim confuzi. Și în felul acesta să se instaleze ușor-ușor un anumit blocaj. E bine, dacă rezonați cu întrebarea pe care eu o să o extrag de aici, cu siguranță o să primiți și rezolvări prin mesajele răspuns. De aceea, în unele cazuri, s-ar putea să aveți nevoie de un pix și o foicică, chiar și un răvășel, un răvaș, acolo unde este cazul, pentru că Universul s-ar putea să vă răspundă tot prin niște întrebări. Este ca un soi de joc. Probabil că o să iasă la iveală niște lucruri la care probabil nu v-ați gândit. Și în felul acesta, conștientizându-le, putem să mergem, fără doar și poate, mai departe. Să se elimine anumite blocaje spontan, în timpul etalării sau chiar imediat după această etalare. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, absolut deloc. Doar să vedeți dacă rezonați cu această întrebare. Dacă nu, nu este nicio problemă, oricum nu o să stăruim foarte mult pe această rezolvare, pentru că Universul ne spune clar și răspicat ce avem de făcut și s-ar putea să ne cam pice fisa așa din prima. Pești, noiembrie 2024. Ok, hai să vedem. Aici s-ar putea să aibă legătură cu... Sunt două pentru voi, două întrebări. O întrebare se referă la... Aș putea să fiu mai flexibil decât atât? Probabil că are legătură cu partea materială. Aș putea să fiu mai flexibil decât atât? O altă întrebare pe care anumiți pești și-au pus-o... gândesc cu mai mult cu inima sau cu rațiunea? Cu ce ar fi bine să gândesc mai mult? Pe ce să mă bazez mai mult? Pe vocea interioară, pe vocea inimii? Sau să fiu rațional sau rațională ca și până acum? Dacă rezonați, haideți să vedem și rezolvările. Ia să vedem dacă aveți nevoie de... Să vedem. Pare că nu prea aveți nevoie de voicică. Sau, mă rog, dacă vreți să răspundeți la această întrebare, cu atât mai bine. Universul vă răspunde cu o întrebare și cu alte răspunsuri. Întrebarea sună cam așa. Și nu, să vă răspundeți cinstit și sincer. Încerci să deții controlul asupra situațiilor, asupra persoanelor, asupra momentelor din viața ta, din viața apropiaților tăi. Adică asta faci în momentul de față? Ești o persoană căreia îi place să fie în control? Adică mergi într-o vacanță, îți place să organizezi lucrurile? Îți place să faci bagajele tu? Îți place să ții asupra ta acest lucru? Am dat și un exemplu, am multe să fie chiar așa. Sau, a doua întrebare, ce încerci să deții
în control. Tot așa puteți să vă răspundeți sincer în oglindă sau pe o foiță de pe o foaie. Poate, vine și răspunsul, este timpul sau nu crezi că este timpul să nu te mai gândești la asta? N-ar fi bine să lași dragostea, iubirea să treacă prin tine și să ai încredere în ceea ce va veni crezând că este spre binele tău cel mai înalt? Am întârziat sau urmează să întârzi, un exemplu, nu ține de mine, dar uite că am întârziat, e adevărat, nu-ți place să întârzi, îți place să fii punctual, dar așa s-a întâmplat. Pentru că nu s-a întâmplat, nu este ceva ce se întâmplă frecvent, este o întâmplare. Și atunci probabil că e foarte personal. Nu crezi că această întârziere este spre binele tău sau orice întârziere spre binele tău cel mai înalt, căci dacă te duceai s-ar putea să se fi întâmplat ceva nasol? Ca rezolvare, yoga te-ar ajuta foarte mult, pentru că s-ar putea și prin casă să fie așa fric control, să ai casa ca o farmacie, să faci curățenie obsesiv-compulsiv și asta ține de, în sfârșit, de tot obsesia de ține control și anumite ticuri, dacă aveți ticuri. Amintește-ți cât este ziulica de lungă că ești în control. Tu, oricum, nu trebuie să controlezi nimic. Că ești, cum se spune, ești safe, ești protejat. Așa cum se întâmplă viața, nu contează cum se întâmplă, cum vin evenimentele unul după altul, ținând cont că nu ești singur, singură. Ai lângă tine Universul, Divinitatea, cum vrei să spui, Creatorul și Îngerii Păzitori. Poți să faci și yoga ca să scapi de această meteahnă. A doua întrebare, apropo de gândesc, cum ar fi mai bine să gândesc cu inima sau cu rațiunea, iar o întrebare din partea Universului. Cum ți se pare calitatea calitatea conversațiilor cu tine însuți sau cu tine însuți? Răspunsul sună cam așa. Creierul nostru este ca un, bineînțeles, ca un mușchi. Eu tot timpul spun că cu creierul și cu sufletul trebuie să mergi la sală, știi, să te antrenezi tot timpul și, mă rog, și cu inima. Creierul este un mușchi și, bineînțeles, condiționându-l zilnic în frici, în limitări, va prelua controlul în zona aceea. Adică dacă tot timpul îi spui, aoleo, va fi rău, aoleo, trebuie să fac aia, că dacă nu asta e, aoleo, aoleo, atunci energia se va duce către acolo, către restricționări, către limitări, către blocaje. Să fii managerul propriilor tale gânduri este o mișcare câștigătoare, pentru că în felul acesta devii creatorul propriei vieți. Eat, Pray, Love. Este filmul acela cu Julia Roberts, că și am văzut pe rețelele de socializare că este pus viral. Este acea, mă rog, scenă în care Julia Roberts spune că încearcă să schimbe gândurile negative cu gândurile pozitive. Și atunci celălalt, maestrul, unul dintre colegi maestri, în sfârșit, ei au stat mai mult acolo, chiar îi spune, nu e suficient să încerci. Fă asta. Încearcă să preiei controlul asupra gândurilor tale negative pentru a te debloca. În momentul în care mintea ta va întâlni
inima, se vor întâlni mintea cu, cu inima ta, în momentul în care creierul va fi pe aceeași lungime de undă cu inima, atunci se va întâmpla miracolul. Acea întâlnire, surpriză, spontană de fapt, va topi absolut orice fel de blocaj. Rezolvarea sună cam așa. Manageriază-ți mintea. Este secretul tău. Gestionează gândurile negative. Lasă-le să treacă. Nu le mai dau valoare. Lasă-le să treacă prin tine. Asta poți să faci și prin yoga și prin meditații. Încearcă. Cum poți să faci? Încearcă să te uiți la filme care te inspiră. Uite, vezi It Pray Love. La video care te inspiră. Clipuri. Încearcă să scrii despre gândurile astea. Încearcă să citești cărți despre asta. Comunicare, minte, trup. Sau să scrii toate motivele pentru care tu crezi în tine. Toate convingerile tale, toate credințele tale, toate aspirațiile, toate visele tale. De să scrii despre asta, astfel încât să nu mai ai limitări. Acolo este un blocaj la nivel de minte și inimă. Este o neconcordanță între ceea ce îți spune inima ta cu ceea ce îți spune să faci rațiunea. În momentul în care sunt pe aceeași frecvență, făcând lucrurile astea, se produc miracole, spontan. Și uite așa, înveți să manipulezi energie. Ce pachet de cărți miraculos aveam și eu nu știam? Deci nu l-am folosit, cred că odată l-am folosit și uite că mi s-a atras atenția, pur și simplu. Nu cred că voi mai pleca vreodată în viața mea fără acest pachet de cărți oriunde. Cred că fiecare zi am să-l folosesc, pentru că așa stăm cu voi de vorbă, cu fiecare zodie în parte, pentru luna noiembrie. Eu personal am aflat mi s-au deschis niște căi, mi s-au deblocat multe lucruri în capul meu, în căpuțul meu, cu ajutorul acestor cărți și cu ajutorul vostru. Bun, haideți să vedem acum, dragii mei, câteva mesaje, trei la număr, pentru planul iubirii. Peștii singuri, peștii care se află într-o oarecare conexiune cu persoane care nu mai au o relație, nu își vorbesc, și pentru cei aflați în cupluri, peștii aflați în cupluri. Pentru peștii singuri, probabil că la anumiți peștișori singuri există niște obiceiuri pe care nu le pot schimba, nu vor să le schimbe, și atunci există un soi de ego, mândrie și egoism, poate. Știu, sună cam urâțel așa, dar este vorba despre ceea ce vă doriți voi și atât. Probabil că ați trecut prin multe lucruri și nu prea mai lăsați de la voi, știți? Există aici un admirator secret. Asta vă împiedică, aceste obiceiuri. Nu lăsați de la voi nimic. Sunteți foarte ambițioși, foarte ambițioase și nu lăsați nimic de la voi și în felul acesta cumva vă puneți bețe în roate singuri, singure, sau unii pești cred că nici nu-și mai doresc alte relații. Doar că în curând, în luna noiembrie, vi se va dezvălui un adevăr pe care voi nu îl știți. De ce? Cineva vă va spune un adevăr. Hai să vedem ce ascunde acest adevăr. Probabil că vă este teamă să vă implicați în relații noi din cauza faptului că cineva v-a ascuns ceva, v-a trădat. Hai să vedem ce se ascunde în spatele acestui adevăr. Măcar să știți să nu fiți prinși sau prinse cu garda jos. Mai mult s-ar putea să fie vorba despre un admirator secret sau o persoană căreia i-ați refuzat interacțiunea și persoana aceasta ori ea este în depresie acum sau îi pare rău, ori voi, și mai mult cred că vouă vă pare rău că nu ați apreciat o persoană care îi plăcea
absolut totul la voi. Dar din cauza faptului că nu vă puteți voi schimba și vă gândiți mai mult la să nu suferiți, de exemplu, ați refuzat-o și vă pare rău că ați refuzat-o pentru că nu era ceva să nu-i placă la voi. Și probabil că i-ați mai dat mesaje și nu v-a mai răspuns. A fost o șansă, o oportunitate. Că este posibil să vă spună acest lucru, să vă mărturisească și să vă pară rău apoi, asta este o altă, mi-a căzut parte, o altă situație. Adică chiar să vă spună, uite, mie mi-a plăcut tot la tine. Aș fi vrut să avem o familie, aș fi vrut să fac multe, dar pentru că m-ai refuzat, asta este, nu mai întorc. Pentru cei care au o relație, o anumită conexiune, nu-și vorbesc în sfârșit, s-ar putea să reluați această comunicare după ce ați pierdut un telefon, un mesaj, să reluați această comunicare. Cuiva îi pare foarte rău că nu a știut cum să profite de această oportunitate. S-ar putea ca energia feminină să își ceară scuze sau să încerce să mărturisească unei persoane că îi pare foarte rău că nu a știut cum să procedeze din cauza unor eșecuri emoționale din trecut. Vorbim de energii mature feminine. Dar partea plină a paharului este că se reiau convorbirile ușor, încet, baby steps, dar până la urmă ajungeți la un numitor comun. Cert este că mai aveți o șansă. Pentru cei care se află în cuplu. Un mesaj pentru cei care se află în cuplu. Există o detașare. Există posibilitatea să vi se fi întâmplat o situație conflictuală menită să vă învețe lecția atașării. Probabil că anumiți pești sunt foarte posesivi, extrem de posesivi. Și bărbatul de lângă ele sau doamnele de lângă ei să nu poată nici măcar întoarce capul în altă parte, căci sare caleoaica, bineînțeles, sau caleul face în cușcă. Gelozie. Gelozia aceasta cred că a intimidat foarte tare partenerul actual și mai ales dacă este vorba despre un cuplu cu ștate vechi. Vorbim de căsnicii cu ștate vechi sau relații stabile cu ștate vechi și atunci dacă intervine și rutina, e bai mare. De aceea, cred că pentru rezolvarea unei situații conflictuale s-ar putea să fiți așa foarte, nu știu cum să vă spun, spate în spate, fund în fund, știți? Vorbesc prostie, este seara, dar în sfârșit copiii s-au uzat culcare. Ideea este că se întâmplă tocmai pentru a realiza voi că nu vă aparțin suflete. Nu aparțineți de această persoană, cum nici această persoană nu aparține de voi. Și cred că ar fi absolut minunat să lăsați acest atașament și material și emoțional deoparte. Să clarificați, de fapt, că fiecare, până la urmă, fiecare ființă este liberă să facă ce vrea atâta timp cât nu face rău celui sau celei de lângă pește. Sau... Da. Se clarifică. Vă clarificați, chiar dacă este o perioadă în care sunteți îmbufnați, în sfârșit. Sau se ivesc anumite situații conflictuale. Se rezolvă pentru că intrați în echilibru, dar totul depinde de voi. La voi este un ușor dezechilibru, nu la ei. Gândiți-vă la o persoană dragă și haideți să vedem ce simte în momentul de față pentru voi. O persoană care vă place, o persoană care e acolo în sufletelul vostru. Haideți să vedem ce v-ar comunica această persoană, ce v-ar spune. Ce v-ar comunica? Alături de tine am cunoscut dragostea adevărată, dragostea reală,
Îmi dau seama acum că nimic nu contează din punct de vedere financiar, material. Iubirea, adevărata bogăție stă în a întâlni pe cineva ca tine ca să o iubesc. E, probabil că are legătură cu acea buvnată care învață lecția atașamentului. Dragii mei peștișori, acum gândiți-vă la o situație particulară și haideți să vedem un mesaj personal pentru voi. Pentru rezolvarea unei situații care vă macină, este nevoie să credeți în primul rând că se va rezolva la timpul potrivit. Lucrurile trebuie să se întâmple atunci când trebuie să se întâmple. Se vor întâmpla, se vor realiza la timpul potrivit datorită acestei înțelegeri, compromis. Compromis, înțelegere, bateți palma, se rezolvă. Rezolvări și la voi, dragii mei, scad niște blocaje emoționale și materiale, așa că vă doresc o lună noiembrie superbă. Mulțumesc din toată inima pentru că ați rezistat până la această oră alături de mine. Mie îmi pică ochii pe jos, dar atâta drag și cu atâta drag am făcut aceste etalări pentru voi. Chiar am avut zi liberă astăzi, mai ales după evenimentul din weekend. Și atunci am hotărât să fac aceste etalări astăzi, toată ziua, pentru că este o lună cu mare, mare potențial. Luna noiembrie, avem și o lună nouă pe 1 noiembrie, ceea ce înseamnă noi începuturi, noi cicluri de viață și blocaje care se risipesc. Așa că m-aș bucura să fi găsit aici niște mesaje interesante, pentru că îmi doresc să vă ajute să vă echilibrați și să evoluați din toate punctele de vedere și mai ales spiritual și emoțional. Nu uitați că Universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt și este suficient să cerem ajutor, sprijin, ghizilor spiritual, căci sunt lângă noi să ne ajute ori de câte ori le cerem. Vă pup și vă iubesc, seară plăcută și îmi cer mii de scuze pentru această întârziere că am lăsat săgetătorii, capricornii, vărsătorii și peștii la final, dar a trebuit să iau o pauză până la, să mă rog, după ora 8, căci nu mai puteam și nu mai aveam cum să primesc cu claritate mesajele pentru voi. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdarea voastră. Noapte binecuvântată! Vă iubesc! Pa, pa!